Salutare, oameni buni! Ne-am întors la Interviews for Hope. Interviu pentru speranță la M9 TV România. Televiziunea din centrul țării care ridică oameni și pe care îi face puternici. Oameni care schimbă țara. Și de asta avem nevoie, nu? De oameni care sunt fenomenali. Astăzi povestesc cu un producător de film, Ovidiu Vasu. Ovidiu este un om care a încercat o grămadă de lucruri interesante și chiar va pleca cu un film de-a lui la Boston, în Statele Unite, să reprezinte România. Și vreau să intrăm un pic în lumea asta a filmului și a muncii de producător de film, pentru că este o muncă foarte grea. Ovidiu, bine ai venit la Interviews for Hope. Bine, te-am găsit și mersi de invitație. Ovidiu, spune-mi, te rog câteva cuvinte despre tine înainte de a intra în lumea asta a producției de film. De unde ești deloc și cum ai ajuns tu să faci film? Așa, mureșenii mă cunosc pentru că am fost implicat în mai multe activități, atât cele legate de cinema, cât și altele, sociale, politice și așa mai departe. Deci nu o să insist prea mult. M-am născut aici la Târgu Mureș, am urmat diferite domenii și cumva soarta m-a dus în domeniul cinematografiei. Am acumulat în mai multe domenii și o întâlnire, că așa se întâmplă în viață, cu regizorul Alex Dăstoiu la vremea respectivă, m-a făcut să merg într-o zonă prea puțin explorată de oameni. Adică în perioada când eu am început să mă implic în cinema, era vremea peliculei, încă de-abia apăruse prima cameră digitală și cumva am reușit să facem primul film 100% independent din România. Pe Red One. A fost o realizare notabilă, practic am fost niște deschizători de drumuri, mai ales și în provincie, filmul se făcea doar la București și am reușit să facem primul film pe care l-am lansat în cinema, care și-a urmat cursul oricărui film. Cum să Billion Star Hotel. Uh-huh. Mureșenii știu, au fost mii de oameni atunci la lansare, în 2015 am făcut lansarea. Tot așa am avut premiera în Statele Unite, am avut norocul sau le-a plăcut filmul unor festivaluri din Statele Unite, am și luat cel mai bun film străin la vremea respectivă. Deci pentru prima producție era prima regie, primul film ca și regizor pentru un lungmetraj al lui Alex Dăstoiu. Și eu eram la debut ca și producător și manager de producție. Foarte tare. A fost o realizare notabilă la vremea respectivă. După aceea am continuat cu gândul, ne-am dat seama, bineînțeles am învățat foarte multe din proiectul respectiv, din proiectul acelui film. Ne-am dat seama că am făcut destul de multe greșeli. Eram extrem de entuziasmați, greșeli nu neapărat la producție. Au fost și la producție anumite greșeli, dar alea să spunem că s-au mai rezolvat la montaj. Acum tu știi despre ce vorba, că și tu... Exact. Man. Dar am mai mult când a venit vorba de promovarea filmului. Cinemaul nu este doar producem un film și după aceea ne bucurăm de el. Nu, ca să ajungă să se bucure de el mulți oameni, să ai audiență în România sau internațională și mai greu. Să vă distribuție. Da, trebuie, e un întreg sistem, un întreg malaxor în care trebuie să intre filmul. După ce tu ai terminat filmul, poate durează și 2 ani până el să ajungă la publicul spectator. Exact. Practic, tu ești entuziasmat că ai terminat filmul, ai terminat producția, după care post-producția, ai făcut tot ce trebuia făcut în studio, ulterior și filmul ajunge probabil după 2 ani după o grămadă de pregătiri, un an, depinde ce noroc ai, poate multe producții sunt pregătite, au distribuitori încă din stadiul de preproducție, da. Încă din stadiul de scenariu, da. Au distribuitori, adică își asumă mai multe entități acel scenariu și după aceea el ajunge să aibă un traseu de distribuție. Vorbim de cinema, vorbim de festivaluri în primul rând, de cinema și de mediul online, că acum este foarte la modă mediul online. Eu am făcut, ca să reușesc să fac producție de film, eu sunt jurist și economist de meserie și am aplicat foarte multe proiecte ca manager. Și atunci managementul de producție de cinema este cumva asemănător, este ca un oricare alt management. Singura mare diferență este că întâlnești multe tipologii umane, este ca o fabrică în care sunt tot felul de meserii.
Și atunci trebuie să știi să coagulezi, trebuie să știi să-i pui pe acei oameni la o la altă, să fie atenți la ceea ce creatorul, să zicem, scriitorul, regizorul, dar și regizorul ulterior vrea de la cei oameni și tu să reușești să-i coagulezi, să-i aduci aproape de proiect și să pună suflet. Că asta e foarte important. În artă, fără suflet, fără să... Crezi o echipă. Să creezi o echipă care să vadă luminița de la capătul tunelului, este foarte greu să iasă un produs de calitate. Exact. Eu cred că din experiența pe care am avut-o, am reușit în mare măsură să fac asta. Strângi și oameni. Atunci am reușit să fac două filme independente, fără finanțări de la CNC, fără finanțări de la marile studiouri din America sau mai știu eu ce. Am făcut, primul a fost pe baza unor sponsorizări, da? O sumă importantă am strâns ca să reușesc să fac primul film. Mureșenii știu, comunitatea de aici știe, pentru că a fost un mare eveniment la vremea respectivă. Și al doilea, am avut marele noroc și inspirația lui Alex Năstoiu și colegii care l-au ajutat la script, la scenariu, să avem un scenariu extrem de atractiv, unic, cumva, un scenariu care să atragă, să-i atragă pe oameni, să vină aproape de proiectul ăsta. Și atunci am reușit să cooptez aproape 30 de coproducători, de companii, entități fizice, juridice, din zona filmului, care să vină spre noi. Da. Și atunci fiecare au drepturi din produsul final, drepturi din producție, drepturi de autor și așa am reușit în final și, bineînțeles, cu ajutorul partenerilor noștri importanți, cum a fost Azo Mureșu, care ne-a pus la dispoziție pentru aproape un an de zile fosta fabrică de fosta fabrică de peliculă a Azo Mureșului, care a fost pentru noi esențial. Am transformat practic tot ce era acolo. Ea era în conservare la vremea respectivă. Noi în 2017, noiembrie, am filmat la Azo Foto și un an de zile am pregătit practic Azo Foto pentru ea, fiind în conservare, fiind închisă fabrica cu mulți ani. Da. Și a fost fascinant. Și ce am găsit acolo ca și potențial filmic, să zicem așa, și după aceea noi am transformat și le mulțumesc colegilor de la partea de production design, să zicem, scenografie, recuzită, costume și tot ce a însemnat textura, imaginea, așa cum ea arată acum la Secretul Insulei Pinap, colegilor noastre, le mulțumesc pentru efortul pe care l-au făcut în acel an de a transforma uzina Azo Foto în studiouri de film. Practic, este cel mai important parteneriat pe care am putut să-l semnez de când produc filme. Cu toate puse cap la cap, filmul poate să ajungă undeva la aproape 2 milioane de dolari buget, puse cap toate aceste servicii puse cap la cap. Și atunci eu spun că este un film serios, cu un buget destul de serios. Pentru România ați bani mulți. Încă o dată spun, ne-a ajutat foarte mult scenariul. Și asta se și vede că acum... Și networking-ul. Și networking-ul pe care l-am creat și înainte de Billion Star Hotel, dar și după ce am făcut primul film. În America se spune că important is not what you know, it's who you know. Nu ce știi, pe cine știi. Da, bineînțeles. Ce e în America nu prea funcționează în Europa. Bineînțeles. Și asta cred că tu știi foarte bine. Da. America e țara tuturor posibilităților. Îmi place în America, sau îmi place la sistemul american, că dacă încă din cele mai vechi timpuri ei, dacă au reușit, adică au atras un om de valoare, un om care produce ceva, chiar l-au valorizat. Adică ei, nu-i ca la noi, că sunt oameni care sunt valoroși, care produc, care fac lucruri deosebite, care sunt ținuți în umbră. În Europa se întâmplă chestia asta. E în America, în momentul în care ai ieșit cu ceva care place sau care are valoare, certă valoare, ți se recunoaște valoarea. Și asta am observat la sistemul american, cel puțin la cinematografie. E o chestie de sistem, e o chestie umană? E o chestie strategie de țară. Deci America așa s-a format și asta e în ADN-ul lor. Deci ei nu se formau ca națiune dacă nu se întâmpla lucrul ăsta pe toate domeniile de activitate. De asta au reușit, de asta sunt cea mai mare putere mondială, pentru că, până la urmă, omul face diferența. Oamenii sunt cei care... Și ești lăsat în pace să te dezvolți. Ești lăsat să te dezvolți. Bineînțeles,
Bine, există un anumit control ca în orice țară, că nu altfel ar fi anarhie, dar ai șansă. Da, e important, ai șansă. Și, cum să spun, sistemul european de cinema, care cumva se bazează pe fondurile de la stat. Mult stat fondurile sau televiziuni de la stat. Exact. Atunci cumva e viciat în sensul ăsta, pentru că sunt apreciate în special cu prioritate producțiile finanțate de state. Clar. Da. Și asta cumva, asta nu spun că neapărat e o prostie, dar dacă s-ar finanța mai multe producții, atunci s-ar ajunge că mai mulți autori să poată să fie apreciați în Europa. În fiecare an ar trebui dar să sunt limitate numărul de finanțe, părerea mea. Sunt limitate numărul de finanțe. De ce să dă, de exemplu... Apropo, că ai adus discuția asta, că tot alte producții să facă. Bineînțeles, să se dea asta șansa la cei tineri, normal. Ar putea să se facă. Ar putea să facă alte producții dacă regulile de finanțare s-ar schimba și un pic ar fi impulsionați tinerii creatori. Și nu am fi puși în situația, de exemplu, noi de 10 ani, mai bine de 10 ani muncim, să ne facem un portofoliu suficient pentru a fi eligibil la finanțări. Deci eu a trebuit să fac al doilea film de lungmetraj independent, 100% independent, ca să reușesc să am un punctaj suficient de mare cât să pot să accesez pentru următorul film de lungmetraj finanțări din România, de la CNC sau așa mai departe. Și cum să zic, nu e chiar simplu, adică noi suntem perseverenți și ne luptăm de foarte mulți ani, că am avut ficat. Da, e greu. Da, e foarte greu pentru cât sunt foarte mulți creatori de conținut video de cinema care ar putea fi creatori de cinema, care au și școală în domeniu și buni. Care sunt buni și cumva sunt opriți în demersul ăsta al lor de a produce din cauza unor lacune de sistem. Asta e părerea mea. Exact. Ei, noi am avut norocul să putem să facem asta. Trebuie să recunosc cu Alex Dăstoi împreună. Avem o companie, suntem o forță, acum ni s-a atașat și soția lui, Rina Gri, care este rusoaică, chiar, nu? Da, care este chiar rolul principal din film. E o poveste interesantă, a venit printr-o aventură în România, a rămas pe aici. Păi, nu? Povestea lor... Nu, noi am început cu Pin-Up, cu Secretul Insulei Pin-Up. De fapt, prima dată, hai să vorbim cu începutul, să începem de la început. Începem să vorbim despre secret. Noi am fost cu primul film la proiecții. Okay. În toată țara. Da. Am avut avant-premiere, am avut proiecțiile în cinema cu Q&A-uri la fiecare proiecție și am sesizat cu Alex, între noi s-a creat o legătură cumva și spirituală, așa, adică ne înțelegem foarte bine și am sesizat o sensibilitate a femeilor, o sensibilitate a doamnelor la ceea ce noi facem. Și asta cumva coroborat și pe o poveste de-a mea personală. Alex, noi ținem foarte mult unul la altul și mama mea a avut niște probleme de depresie, da? Și o boală care, nu știu cât, încă în România nu e suficient recunoscută, să zicem așa. Înțeles, da. Încă foarte puțini oameni o văd ca pe o boală. Depresia chiar și este o boală. Caută, și mulți caută în tot felul de locuri ciudate să se vindece. Mulți caută sau nu caută sau, fake sunt, gurus, nu sunt, sau nu sunt înțeleși de familie, exact. Încă e văzută în anumite medii sociale ca un moft și na, nu, încă avem de lucru în sensul ăsta. Apropo, interviuri pentru Speranță, se potrivește perfect filmul, adică ceea ce vorbim cu cum se numește titlul emisiunii tale. Dar îmi place subiectul, pentru că eu vorbesc mult despre partea asta umană. Și hai să spun ce s-a întâmplat de fapt. Alex, noi cumva ne-am inspirat unul pe altul și el a început să se gândească din experiențe noastre cu femeile, cu doamnele, la lansarea celuilalt film, adică efectiv femeile în discuțiile cu ele ne-au bucurat sufletul, au văzut filmul, au simțit exact ceea ce noi am vrut să transmitem, ce Alex a vrut să transmite și eu, bineînțeles, acolo, eu sunt genul de producător care sunt aproape de regizor tot timpul, nu îl influențez, dar tot timpul mă întreabă, adică așa lucrăm. Și i-a venit ideea să scrie textul ăsta, am rămas uimit când am văzut primul draft. Un fel de sinopsis. Nu, un prim draft. A fost o primă poveste, să zicem așa, despre ce și cum e vorba. Și un pic mai lung decât un sinopsis. Și mișcat și de povestea și a mamei mele, mișcat și de ceea ce am simțit noi în relația cu femeile când am făcut și a scris realmente un scenariu minunat.
În care este vorba despre problemele sufletești, psihice ale femeilor. Despre asta este de fapt un film. Așa el ca sinopsis o să vezi. Extraordinar. E, ca sinopsis apare că un personaj, Alessia, care se trezește într-o fabrică părăsită și la un moment dat o organizație, crainicul fabricii, spune că ai fost selectată pentru ca un concurs, cum să zic, îi se dă cumva o responsabilitate foarte mare, planeta va dispărea din cauza unui virus letal și tu trebuie să treci peste anumite niveluri astfel încât să faci o echipă care să populeze o insulă. Ideea care-i? Noi, Alex Dăstoia a scris înainte de pandemie textul. Noi am filmat înainte de pandemie. Cumva e premonitoriu tot ce s-a întâmplat. Deci, extraordinar, da, excelent. Da. Deci filmul are mai multe straturi, cumva vizionar. În principal este vorba despre o inteligență artificială, eu spun în mare, uh-huh. Da, o inteligență artificială, e o viziune pe termen lung, să zicem așa, care se conectează creierul uman cu o stare hipnotică a unui personaj, a unei femei, că aici okay. vorbim despre femei, uh-huh. Îi se induce o stare hipnotică și în starea respectivă ea intră într-o lume virtuală. O lume virtuală construită special pentru ea, pentru subiect, pentru femeia care... Ca să fie salvată tratează, cumva. Ca să retrăiască momente din viața ei, ceea ce a făcut-o să ajungă depresivă, că practic despre asta e vorba. Noi cum ajungem depresivi? Ajungem pentru că de când ne-am născut până la zi, până la momentul instalării depresiei, avem diferite episoade în viață. Speranțe. Diferite episoade, diferite situații, diferite întâlniri care ne macină și care ne fac să... Nu de fiecare dată, de foarte puține ori întâlnim doar idealul în viața noastră. Și atunci dacă la un moment nu știm să gestionăm anumite momente din viață, putem să ajungem în niște forme de dezechilibru care să ducă la anxietate, la depresie și așa mai departe. Clar. Și atunci, pornind de la ideea asta, scenaristul și regizorul Năstoi a zis, bă, haide să vedem în viitor, e posibil așa ceva, te conectezi la un computer și să intri într-o lume virtuală, subconștientul tău să intri într-o lume virtuală și să retrăiești și acum să faci altfel. Deci să retrăiești terapie, momente, terapie. Terapie, de fapt. Trăiești momente din viața ta, dar efectiv acum le abordezi altfel. Când ieși din zona asta hipnotică, să fii cât duci de cât vindecat. Exact. Și atunci ce se întâmplă? De asta filmul e science fiction, pentru că, până la urmă, acest personaj intră în lumea respectivă. O clinică, de fapt, extrage informații de la fată, într-un anumit interval de timp și toate aceste informații puse cap la cap, acea inteligență artificială creează scenariul. Lucrul ăsta poate peste, nu știu, 50, 100, 200 de ani este posibil. Poate va fi posibil, că de asta se fac filme science fiction, că în ideea că poate se vor și realiza anumite lucruri. Multe de acum 50 de ani se întâmplă acum. Da, și eu sunt adeptul inteligenței artificiale. Cred că este în avantajul omenirii și cred că tot ce s-a creat, tot ce a creat omenirea, a creat în folosul ei. Asta e opinia mea. Mulți sunt negativi și se duc în zone apocaliptice, spun că, domnule... Eu cred exact la fel ca tine, da. Da. Eu așa cred. Și atunci, mi s-a părut genială abordarea. Plus de asta e și un subiect foarte... Foarte la modă, pentru că toată lumea vorbește acum despre partea umană. E un subiect la modă. Omul e lovit din toate părțile și mulți nu pot să-și țină acest echilibru. Chiar am fost la Cannes anul ăsta, la Mașediu Film, am avut o prezentare a filmului pentru industria filmului de acolo și foarte multe filme, mai ales industria americană a venit cu foarte multe despre AI. Deci nu întâmplător, cumva noi ne-am pliat, de exemplu, anul ăsta, a fost cumva perfect pentru filmul nostru și cred că nu e o întâmplare și că am fost selectați la 49-a ediție a Boston Sci-Fi Film Fest, care e cel mai vechi festival de science fiction din America. Wow. Uite, am avut interviu cu Marius Stan, fizician, expert în AI,
care actor român care a jucat în Breaking Bad. Nu știu, ai văzut Breaking Bad, nu, serialul? Nu, l-am văzut. Da, nu mă prea uit la seriale. Am să-ți trimit interviu să-l vezi. Da. Exact despre asta vorbim și cu Gia Mureșan, producătoarea româncă de la Paris, și e foarte interesat în AI. O să-ți povestesc. Da, dar e foarte la modă povestea asta. Păi e la modă pentru că până la urmă viitorul. Asta e viitorul și vrem nu vrem vom fi cumva parte din toată treaba asta. Te uiți la Elon Musk, te uiți la la Harari, la toți mari vizionari și vorbesc chiar de o, la un moment dat, de o contopire între om și AI și asta se va face în curând. Da, asta nu știu cât de curând, pentru că, următorii de exemplu, 50 apropo de, de subiectul nostru, probabil va fi cel mai mare pas să ajungem să ca o formă de, un computer, o formă de inteligență artificială complexă, da, care e stocată într-un computer sau într-un mega computer, să-l se lege de creierul uman. Pentru că conștiința, aici e chestia. Noi cumva, conștiința este ceva cumva divin, care au legătură și cu sufletul omului și așa mai departe. Și asta era, până la urmă, marea miza a omenirii. Noi cumva am încercat să arătăm, uite, dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, uite care ar putea fi unul dintre avantaje. Starea asta de anxietate din societate, că există o stare de anxietate și toată lumea dă vină, toată lumea. Unii dau vina pe social media, chiar acum am văzut că trăgeau la răspundere în Congresul American pe Mark Zuckerberg pentru Facebook, pe Instagram-ul, TikTok, nu știu, transmite anumite lucruri, provoacă anxietate la generația tânără și așa mai departe, deși astea sunt lucruri realizabile, se pot face cu niște update-uri și așa mai departe. Adică mi se pare puțin exagerat. Eu cred că până la urmă omenirea va îmbunătăți această relație cu tehnologia din ce în ce mai mult. Bineînțeles. Și în final, chiar dacă sunt și părți negative acum, în final se va ajunge la situația în care ne vom folosi de această inteligență artificială să ne fie mai bine, nostru. Să ne fie mult mai bine. Și eu așa zic, pentru că uite, am avut un interviu cu un teolog și l-am întrebat cum puteți să explicați spiritualitatea cel mai simplu? Și mi-a spus așa, Cornelius, spiritualitatea este echilibru. Dacă tu ca om ai capacitatea de a ține un echilibru cât uși de cât, în toate, sau știu eu, un echilibru cât mai bun în lucrurile care le faci, te poți considera un om spiritual. Exact. Și așa și e. Așa dacă este. Te gândești. Adică e foarte totul normal. Totul trebuie dozat astfel încât să fii într-un echilibru. Deci poate voi ați descoperit un fel de nouă spiritualitate cu povestea asta. Da, e o combinație. Și nu întâmplător. Uite, de exemplu, filmul mai are niște elemente de noutate. Eu cred foarte mult când faci ceva, hai vino cu ceva nou, dacă clar. Ești creator de conținut clar. Video. Toată lumea vrea să facă încearcă să faci ceva nou. Și noi avem niște elemente de noutate. Eu cred că Alex a reușit și noi l-am urmat cu succes și am reușit să facem împreună ceva notabil. Atât ca imagine, știi, Lulu de Hilerin e directorul de imagine și mă bucur că l-am cooptat pe Lulu. Cu ce ați filmat? Cu Ari Alexa am filmat. Cu Ari Alexa, da. Câte ați avut? Una sau ați avut două? Nu, o singură cameră. Am avut o singură cameră. Da? Și ce e foarte interesant, că Alex a reușit prin regia lui să comunice direct cu publicul, direct prin personaje. Un simplu tertip, că acum dau din casă să-i fac pe oameni curioși să meargă la un să vadă filmul. Filmul va apărea în cinema la finalul anului. Mai întâi o să mergem prin festivaluri. Practic, fiind vorba despre femei, în fiecare încăpere sunt oglinzi. Și femeia, acolo unde sunt oglinzi, femeia de obicei are tendința să fie atentă la frumusețe, să fie atentă la look, la cum arată și așa mai departe. Da. Și în permanență sunt cu ochii în oglinzi. Dacă te uiți undeva unde sunt mai multe femei, o să vezi că ele instinctiv cumva se uită în oglindă. E ceva, e în instinctul femeii asta. Și sunt foarte atente la propria imagine, la frumusețe, la cum arată.
Clar. Ăsta este un element cheie și în Pin-Up, în Secretul Insulei Pin-Up. Este unul dintre motivele depresiei la femeie. Sunt, ea, femeia... Obsesia asta cu imaginea? Da, poate să fie unul dintre motive. Pe care Alex îl tratează foarte frumos și se duce și mai departe cu o interacțiune directă cu publicul. Adică, să zicem, acolo e oglindă, da? E o oglindă. Sau acolo e o oglindă. Și eu mă uit în oglindă și te văd pe tine în oglindă, da? Camerele, toate camerele, sunt poziționate în spatele oglinzilor, ca și cum ele se uită în cameră de fiecare dată când se uită în oglindă. Și sunt niște dialoguri extraordinare între ele, între personaje, personajele din film, pe tot parcursul filmului, care sunt extraordinar gândite. Pur și simplu transmit un mesaj publicului spectator, uitându-se în ochii publicului spectator. Excelent. Adică excelent. A introdus această latură educativă, cum să zic, această latură de terapie pentru publicul spectator, uitându-se personajul în ochii lui și având și alibiu că se uită în oglindă și își face părul sau mai știu eu ce altceva. Deci este ideea a fost extraordinară și cred că e o noutate în cinema chestia asta și o să vezi, de-abia aștept să se vadă filmul și sunt curios ce opinii vor fi în sensul ăsta. Dar Ovidiu, de ce actrița principală e rusoaică? A fost foarte greu. Alex Năstoiu, eu prea puțin am participat la procesul de casting. Noi avem... Cum a ajuns o rusoaică? Noi avem niște lucruri clare. Alex Năstoiu se ocupă de partea artistică și mă întreabă acolo unde are dileme și eu de partea de producție, de management de producție, parte tehnică și așa, și să asigur totul pentru artiști și bineînțeles să organizez pe el toată lumea. El se ocupă de artiști. El se ocupă de artiști. Eu, sincer, n-am intervenit deloc la casting, niciodată. A fost foarte greu să găsească o actriță care să arate și foarte tânără, dar să aibă și o experiență foarte mare. Uh-huh. Filmul fiind și în limba engleză, era un challenge și pentru noi. Trebuia să găsim niște actrițe cu un accent bun, personajul principal trebuia să fie fragil, trebuia să aibă anumite caracteristici. Poate și bine că au un pic de accent. Și pe ea a găsit-o. Alex Năstoiu urmărește foarte, foarte multe filme. Noi avem undeva 200 și ceva de filme în festival, în Short to the Point. Și el este omul principal care vede filmele și a văzut-o pur și simplu într-un film aflat la noi în festival. A văzut-o și a contactat-o. Bine, a văzut sute de actrițe. Da. Și s-a părut cea mai potrivită, a contactat-o. Nu știa Alex la vremea aia că nu a făcut mare research. Până la urmă, artiștii, ok, de ea am nevoie, încerc, fac tot posibilul să o am pe ea. Uh-huh. Cam asta a gândit el. Uh-huh. Și nici alta a căutat-o, cum o cheamă, s-a uitat pe asta. I-a scris, uite, sunt regizor din România și... Uite, am un rol, îți dau niște texte, te rog, uite despre ce. Și Rina a fost fascinată pur și simplu. Pentru că e și femeie. De poveste. A fost fascinată de poveste. I s-a părut că e ceva extraordinar. Nu, serios. Wow, și deși ea avea la agent la vremea respectivă, Rusia nu era în război, era una dintre cele mai importante actrițe din Rusia la vremea respectivă, juca în cele mai importante seriale, da, deci era o figură importantă în cinemaul din Rusia. Deci importantă. Dar i-a plăcut foarte mult textul și ne-a răspuns, a zis că vrea, i-a răspuns lui Alex. Alex s-a dus la Moscova să discute, deja scrisese și mai mult, s-a dus să discute despre text și a acceptat textul. Au repetat mult pe Skype, au vreun an și ceva, cred că. Și lumea trebuie să înțeleagă că producția unui film este extraordinar de grea. Da, e foarte greu. Sunt multe, eu și eu foarte sunt producător de film, da, și mai ales la lung metraj și groaznic, e foarte mult, da. Nu zic că documentarele sunt, depinde de film. Și nu numai banii sunt cei mai importanți. Adică sunt foarte importanți, dar nu doar banii, totul e greu. Da, totul e greu, într-adevăr. Și așa a convins-o pe Rusoaică? Pe Rina, da. Și ați adus-o printr-o aventură. Nu. Atunci încă nu era război. Când am era război, okay. Nu era război. A putut să vină, a venit fără probleme. A avut pretenții normale, un asistent.
rulotă și așa mai departe, ce era nevoie pentru ea ca să aibă starea psihică să ducă, să ducă proiectul. Timp de 20 ceva de zile ne pregătisem noi pentru filmare. Așa și a venit și cei culmea ei s-au cunoscut cu un an și ceva înainte, dar nu s-au îndrăgostit decât, adică s-au îndrăgostit treptat. Deci, de, efectiv, da, Alex... Dar la filmări nu erau împreună. Deci s-au terminat filmările și au trecut 3 săptămâni și au comunicat și ăsta a fugit în Rusia direct. A fugit la Moscova, asta a fost povestea, a fost minunată. Deci pe lângă faptul că s-a făcut un film, s-a născut și o poveste, da, de dragoste. Da, s-a povestit și sunt soț și soția acum. Ea a venit pre la Erevan, au venit, amândoi erau în Moscova. Și acum unde trăiesc? În București. În București? Da, trăiesc în București. Hai, da, după pauză, Ovidiu, să continuăm fascinanta poveste a filmului vostru și să le spunem oamenilor mai multe secrete și abia așteptăm să vedem filmul. După pauză, oameni buni. Descoperă la ter și simte vibrația naturii la fiecare aplicare. Oferă pielii tale nutrienții de care are nevoie pentru a se menține sănătoasă și radiantă. Întâmpină fiecare schimbare cu dragoste și cu produsele potrivite. Ascultă-ți pielea. Ea ne transmite semnale în fiecare zi. Curățenie impecabilă, efectuată discret, la ore care nu afectează desfășurarea activității societății. Servicii de curățenie. Servicii de curățenie hotelieră, industrială, servicii de întreținere și curățenie rezidențială generală și servicii speciale. Curățenie în Mureș. O echipă dedicată și profesionistă. Șeminee Shimon, pentru căldura și confortul casei tale. B2B Synergy. Asigurăm transport pe raza județelor Mureș, Sibiu, Cluj, Bistrița, Alba, Harghita, Brașov, Iași. La cel mai bun raport calitate-preț. Ferestre Gold. Lemn masiv, stratificat, rezistent. Dăm viață construcțiilor. Calitate premium. Ferestre, obloane, uși interior și exterior. Case din lemn și cărămidă. Scări lemn masiv. Durabilitate. Te așteptăm să ne cunoști. Exclusiv Ferestre Gold. Curtea Bavareză, locul unde te simți mereu bine. Oferim cazare, sală de conferințe, restaurant și loc de joacă pentru copii. Rezervă acum Curtea Bavareză. În inima orașului. Într-o sală elegantă. Trăiește-ți momentele magice la Grand Hotel Târgu Mureș.
actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Ne-am întors la povești cu Ovidiu Vasu, cu producătorul de film, vorbim despre acest film Science Fiction AI, o nouă producție românească care intră în cinematografe și în festivaluri anul ăsta. Ovidiu, zi mai departe povestea. Deci, care e povestea cu titlul filmului? Secretul insulei Pin Up. Ce a spus numele ăsta? Odată, fiind vorba despre femeie, creierul uman este și va fi foarte greu să-l deslușim. Eu întotdeauna are secretele lui. Fiind vorba despre creierul uman și creierul femeii și mai mult, femeia știm foarte bine că are mai multe sinapse decât mii de ani. Toți poeții și scriitorii filozofii încearcă. Întotdeauna e un secret în mintea femeii. Exact. Dar acum, lăsând gluma la o parte, și în mintea umană, în creierul uman există încă foarte multe secrete. Această idee de a conecta creierul cu forme de inteligență artificială, iarăși are o doză de încă mare secret pentru omenire. De ce pin-up? Una dintre perioadele foarte importante în emanciparea femeii a fost perioada pin-up. Pin-up este acel stil vestimentar, stil fashion design sau așa de mai, hair design, anilor, începând din anii 40, Marilyn Monroe, de exemplu, a fost începutul al secolului 20. Pin-up, cu fundițe, cu acel machiaj strident. Se pare că așa a fost Edward Bernays primul. Nepotul lui Freud, Edward Bernays, a trăit în America și el a început să facă partea asta de product placement, de exemplu, și el a inventat povestea asta, o femeie cu o țigară, Lucky Strike, uh-huh. Emanciparea femeii, deci anii 20, anii 20, 30. A luat mare amploare în anii 40. Deci Edward 50. Bernays a fost cel care a dus fashion-ul aproape de femeie și a început să facă... Da, extraordinar, dar, uite, da. N-am știut asta. Edward, chiar să te uiți, se numește Century of Self, neapărat un documentar foarte tare despre Edward Bernays, inventatorul product placement-ului, mm-hmm. și okay. cel care da, nu am știut, da. A emancipat, a făcut primele reclame de emancipare ale femei, mm-hmm. prin țigară. Asta da. A vrut, de fapt, prin titlul okay. Alex să transmită. Mm-hmm. Și, bineînțeles, e și foarte ofertant din punct de vedere al imaginii. Adică e una să... Adică ne-am permis să arătăm mult mai mult. Să fie, fiind și un film science fiction, fiind un film care ne-a permis niște lucruri, stilul pin-up, bine, mai mult al capului, uh-huh. pentru că în rest e altceva, un uh-huh. alt mesaj, uh-huh. da? Te las să vezi filmul și după aia o să-ți spun despre ce-i vorba, okay. în rest ca și vestimentație. Dar hairstyle-ul, make-up-ul sunt în stilul pin-up și mai are încă o conotație care e legată de glanda pineală. Da? Și atunci, cumva, titlul e destul de complex, practic înglobează cam totul. Mai multe chestii, cam da. Cam totul, mm-hmm. exact. Da, deci foarte cam... Foarte tare, sincer. No. Pentru că de ce glanda pineală? E nevoie de cumva o conectare a conștiinței și a cunoașterii umane cu o contopire în ideea de Dumnezeu sau spiritualitate și cum să spun, și echilibru, cunoaștere. Și cunoaștere, da. La un moment dat să se ajungă la un numitor comun, mm. adică spiritualitatea și cunoașterea, da, ele să ajungă și să se întrepătrunde astfel încât, și bineînțeles asta se va întâmpla prin glanda pineală, astfel încât la un moment dat să se contopească și omul să ajungă la iluminarea la care visează. Deci asta, sau la acel echilibru. Da, spiritualitate. Deci asta, da, de aceea e foarte complex. S-ar putea scrie o întreagă poveste numai pe titlu. Și ce e foarte frumos, că dacă se va vedea filmul și se va vedea la sfârșitul anului,
mă întrebai când va fi și adineauri ai spus că anul ăsta se va lansa. Anul ăsta, acum avem premiera mondială la Boston, deci, zilele astea, da, deci, în 13 februarie. Și mergeți la Boston acum. Da, da. Și mai bun să le urăm, noroc oamenilor din Târgu Mureș. Da, sperăm să avem o audiență mare, cunoscători o să fie cu siguranță, pentru că am înțeles că unul dintre cei mai importanți critici de science fiction din America este chiar unul dintre fondatorii festivalului, Boston Science Fiction Film Fest. Cu siguranță eu sper, adică sper să avem momente frumoase, un timp foarte plăcut acolo. O să fie o sesiune de Q&A după premiera mondială. Filmul e în competiție, de ce nu? Sunt anumite elemente care ne fac să credem că poate luăm și un premiu sau ceva. Pentru că filmul are niște elemente de noutate care poate deschideți un nou drum. S-ar putea să atragă atenția. După care vom mai avea o proiecție, cumva va fi premiera în Statele Unite în cinema, deci asta va fi premiera în festival și va fi premiera în cinema la Embassy Theater tot din Boston, din Waltham. Așa, și bineînțeles evenimente, tot felul de evenimente, acolo va fi invitată presa, am înțeles că vor fi 15 distribuitori importanți de science fiction din America invitați. Networking. Se va face networking, pentru noi e important, pentru că până la urmă e premiera filmului. Am avut și la Cannes, când am fost la Marché du Film, acea proiecție, am avut discuții cu potențial distribuitori din toată lumea. Prea puțini au fost de science fiction. Da? Mm-hmm. Suntem în continuare în legătură cu ei, dar nu e ofertant încă ce ne oferă și ce ne dau și să sperăm că aici sunt chiar pe nișă, chiar pe ceea ce e filmul nostru, să fie mai de bun augur întâlnirea cu distribuitorii în America. Deci așteptarea noastră este să distribuim filmul, dacă se poate, în cinema în America și după aceea în toată lumea și undeva la sfârșitul anului, undeva prin decembrie, poate chiar ianuarie 2025, nu știm exact încă, urmează să facem niște dealuri și pentru distribuția în România să ajungă și în cinema în România. Din țară, da. Da. Până atunci va fi un periplu festivalier. Am discutat, adică cum să spun, în competiția oficială acum la Boston, asta este o rampă de lansare importantă pentru noi și urmează și alte festivaluri în Europa, urmează și în România, da? Chiar înainte discutam cu tine despre relația noastră și cu Irina Nistor și faptul că e implicat în festivalul de psihanaliză. Se potrivește perfect. A fost la Iași anul trecut. Uh-huh. Chiar am urmărit și uh-huh. filmul nostru se potrivește perfect și sper să ne selecteze acolo. Mai este Dracula, fiind festival de la Brașov, tu ești chiar din Brașov, uh-huh. un fenomen deja pentru fantasy, un fenomen important la perfect. Brașov creat. E perfect la Dracula. Și deja am avut niște discuții inițiale, se pare că le place. Dar sunt multe festivale destul de mari și în România. Așa, acolo, de ce nu și la TIFF, chiar dacă nu e un gen mai rar, e practic... Dar se potrivește perfect. E practic primul film science fiction românesc selectat la un festival în America. Uh-huh, uh-huh. Da? Deci este science fiction. Nu știu, sincer, nici nu știu dacă la TIFF au fost filme SF. Dar noi o să-l punem și la TIFF și încercăm să ajungem și acolo, dacă nu cu o proiecție, chiar dacă nu va fi pe tematica festivalului sau... De obicei, festivalurile din Europa au anumite tematici și dacă nu e neapărat chestie de calitate a filmului, e mai mult tematică. Ideea. Da, tematică. Eu pe o temă. De exemplu, anul ăsta la Berlin, nu știu ce tematică e. La Cannes a fost altă tematică. Ai observat că în ultimul timp se cam premiază ideea mai mult decât povestea. Da. În fiecare an se lansează o temă și în funcție de tema aia, așa se selectează filmele. Da. Și se dau premii pe partea asta. Exact. De idei. Exact. Chiar... Da. Chiar nici nu trage în balanță prea mult partea de artă cinematografică, ca pe vremuri, ca un 50 de ani, de la lui Bertolucci sau lui... Da, e... Cumva când faci un film, trebuie să ți se alineze astrele sau... Dacă știi de dinainte tematicile, faci un film anul ăsta pentru anul viitor, pe o anumită temă. Deci vă acum atunci trebuie... avea... No, noi acum am noroc aici, că n-am știut că 2023-2024 AI-ul va fi important. No, dar la unele festivaluri vom avea câștig de cauză, cum am avut și aici, la Boston, da?
La altele, unde temele sunt altele, probabil nu vom merge. Deci că de asta spun. Că sunt mii de filme într-un an, se fac la nivel mondial și fiecare festival își alege tematica. Dar eu sper să ajungem ca pe fiecare continent să avem cel puțin un festival important în care să prezentăm publicului filmul și să putem să distribuim filmul în cinemauri, adică să avem un contract de distribuție în țările respective sau pe continentele respective. Se potrivește perfect povestea asta voastră cu emisiunea Interviews for Hope. Da, și interviuri pe speranță. Da. Cred că va fi educativ. Exact, asta vreau să te întreb. Femeile, la ce să se aștepte? Pot să tragă niște... Să știi că noi am făcut niște teste înainte. Înainte să trimitem filmul la festivalul, înainte și chiar în condiții de cinema, am testat absolut totul. Ați adus un public? Și am adus un anumit public, din care în mare măsură feminin. Femei? Și bineînțeles că sunt foarte încântat. Chiar cum au reacționat? Prevăd că și acum vom avea un public important. Adică ați ghicit un pic din secretul... Da. Asta e mare lucru. Deci ce e important de știut, scenariul e scris în colaborare cu Patrick, care e un psiholog. Adică Alex a consultat cu mediul ăsta al psihologilor, a psihologilor și psihiatrilor. Adică cumva să fie corect tratamentul, să fie corect psihiatric sau psihologic. Ceea ce noi oferim, ceea ce personajele spun, cum interacționează, adică cum acea formă de inteligență interacționează cu personajele și ele cu publicul, este foarte bine studiată, adică nu e la întâmplare. Uh-huh. Adică tot textul este corect din punct de vedere terapeutic, să zicem așa. Deci asta este foarte important de știut. Deci nu e doar un scenariu simplu. Chiar asta întrebam. Da, el e un scenariu, că e o poveste, are suspans filmul, are exact ca orice... Twisturi. Are twisturi, are absolut orice, dar pentru că are caracterul ăsta de terapie, e un pic diferit de alte filme și din perspectiva asta. Adică faptul că, cum să spun, interacționează terapeutul... Și rezonează cu oamenii. Interacționează cu publicul. Foarte asta bine gândit, că da. O poveste are succes atunci când rezonează cu omul, cu problemele omului, nu? Exact. Adică vezi personajul principal, îl vezi cum evoluează în poveste și la un moment dat, în anumite momente, îți amintește de niște proprii trăiri, așa ai gândit filmul. Deci ea trece prin anumite stări, anumite situații, tu îți dai seama de starea respectivă, de ce și ce a avut ea în viața ei, de ei s-a apărut starea respectivă. Și după care tu inevitabil ți se dă un mesaj, ți se transmite un mesaj, de multe ori subliminal, de multe ori direct, și tu atunci te pui în stare, automat te pui tu public în stare, și se și uită în ochii tăi actrița, personajul. Adică îți vorbește ție, dar cu alibi. Adică nu-ți vorbește, știi că mai sunt filme în care actorii se oprește, e stop cadru și vine și vorbește publicul. Nu e așa. E încadrat în poveste. Adică e în poveste, nu e cu stop cadru, nu e cu nimic. Adică ea, prin oglindă, comunică cu celelalte interlocutoare sau cu cealaltă interlocutoare, dacă cu celelalte personaje. E foarte, foarte, foarte tare. De ce vreau să te întreb, bărbații ce învață din povestea asta? Bărbații învață că trebuie să fie mult mai atenți. Trebuie să fie atenți la problema femeilor, la sensibilitățile femeilor. Păi bărbații sunt atenți. Și noi de obicei luăm așa, cum să spun, ele au mult mai multe probleme decât avem noi. Pentru simplu motiv, clar, că au mult mai multe sinapse. Deci ele legăturile gândesc mult mai complicat, mult mai complex decât noi. Clar. Adică noi tot timpul alegem o scurtătură. Femeia totdeauna gândește foarte complicat. Și multitasking, face șapte lucrări. Are multe, plus are multe frici. În ADN, femeia, hai să ne amintim că acum 100 de ani... Nici nu aveau voie să meargă la universitate, nu aveau voie să facă o facultate. Să voteze, exact. Deci, există niște frici, și noi asta trebuie să înțelegem. Frici ancestrale. Ancestrale, da. ADN. Exact, ADN. Deci chestii vechi, da. Lucruri care s-au adunat. Da? Și atunci, astea noi trebuie să înțelegem. De asta e nu întâmplător, e despre femeie. Dar nu e un film feminist. Nu e feminist, neapărat. Nu, okay. Nu e un film feminist. Nimic rău că ar fi... Deci nu e feminist. Feminism, nu. Deci chiar nu e feminist. Da. Nu e feminist, dar
O astfel de temă poți să o explorezi mult mai ușor pe femeie. Bărbatul e mai simplu. Bărbatul e mai clar. Fizic, mai... Dar pe femeie... Și ia deciziile o foarte temă ușor. De genul ăsta, unde explorăm cumva creierul, vedem niște dedesubturi, niște detalii. De exemplu, niciodată bărbatul, foarte rar, bărbați care să aibă probleme de depresie din cauza frumuseții corporale. Din cauza... Nu știu, bărbatul nu naște, n-are face copii, dar nu știu, bărbatul de obicei fizic, fiind puternic, se descurcă și la un loc de muncă. În societate, dacă se duce la un ghișeu, la o instituție, bineînțeles, prin forța fizică, prin ăsta... Dar femeia suportă durerea mult mai mult. Suportă durerea, exact. E mult mai puternică exact. La durere decât bărbatul. Și toate astea noi în film le arătăm. Le arătăm cumva prin interacțiunea ei pe diferite niveluri ale jocului, ale să zicem sarcinii care este dată, da? Vedem lucrurile astea pe care le vezi în societate. Practic ele indirect îți sunt spuse prin ceea ce vezi pe parcursul filmului, ceea ce ea trebuie să rezolve. Superb, superb, da? Ovidiu. Acolo e o cameră, da. Ovidiu, un mesaj scurt pentru publicul din România sau românii plecați afară, da? Sydney, la Boston, la da. Los Angeles, la Londra. Dacă ajunge emisiunea asta, să zicem, și în America... Ajunge la românii de peste tot din lume. Vă așteptăm, avem premiera mondială în data de 13 în Boston Science Fiction Film Festival în Somerville Theater. La ora 15 va fi... New York nici nu e foarte departe, e la 300 de kilometri de Boston. Uh-huh. Avem o comunitate importantă și la New York. Eu sper să vină cât mai mulți români acolo și sper să fie încântați. Eu îmi doresc să fie lumea fericită și să simtă că au văzut ceva nou pentru cinema. Și am reușit să punem o pietricică, o cărămiduță la patrimoniu cultural, la ce înseamnă cinematografia mondială. Asta e foarte important și pentru mine ar fi o satisfacție imensă să ni se spună, chiar acolo în patria, în centrul România, în patria filmului, să ni se spună că am pus o cărămiduță la patrimoniul cultural mondial, să zicem, în domeniul cinematografiei. Ovidiu, îți mulțumesc din suflet că ai fost la noi la povești și după ce filmul va avea succesul mondial, vom avea o altă emisiune împreună, vom avea o altă poveste în care vom vorbi despre toate aventurile din Sydney, din Los Angeles, da. Din Boston, da. Din Londra, de la Beijing, de la Tokyo. Oameni buni, pe curând!